Este o bucurie negrăită și strălucită de care sunt conștient sau despre care sunt conștient că pricepem foarte puțin cu această ocazie. Și așa cum a spus domnul, ce îți spun eu acum, nu înțelegi, dar vei înțelege pe parcurs. Mă refer la înaltul nostru privilegiu de a sta în rugăciune și în prezența Bunului Dumnezeu și a Cuvântului Său. Astăzi vom începe o mini-serie de trei prezentări legate de capitolul 10 din Evanghelia după Ioan și sub genericul păstor și nepăstor, diferența aceasta dintre adevăratul păstor și cel care nu este păstor și mărturisesc cu emoție că dedic aceste trei prezentări unui suflet care mi-a inspirat viața de pastor. A fost cu ceva timp înainte de a intra oficial în slujba aceasta de pastorație, Uh, eram în țară, încă în România, și am luat în mașină. Aveam un aro, care îl știți foarte bine. Uh, am luat un cetățean care mi-a făcut semn că ar vrea să meargă la oraș. L-am luat în mașină și a urcat în dreapta, cum era normal, dar ce am observat? Că în loc să închidă ușa uh, portiera mașinii cu mâna dreaptă, a pus mâna stângă peste mâna dreaptă și a tras așa și a închis Și m-am uitat la mâna cealaltă și nu avea degete. Da, și atunci l-am întrebat, ce s-a întâmplat, unde ai pierdut degetele? Mă gândeam că poate a fost un accident, de obicei tâmplarii, dânsul era păstor, fără degete. Îmi povestește că a coborât într-o toamnă cu oile din munte, pentru că a venit iarna pe neașteptate și mai devreme decât de obicei și a coborât cu o turmă uriașă pe care o avea, lucra pentru IASE ceva, pentru o fermă de stat. Și pe când coborau dumnealor pe un canion spre Câmpies, de la munte la Câmpie, deodată a avut loc o avalanșă. Și avalanșa aceasta cumplită a îngropat de vii o mare parte dintre oi. Și atunci, nu țin minte exact cât timp, dar a fost zi, noapte, zi, iarăși, zi și noapte a muncit să dea zăpada mai mult cu mâinile, nu existau telefoane, nu, putea să, nu puteau să comunice de niciun fel. Nu știu dacă toți ceilalți păstori au stat, se pare că unul a fugit. În orice caz, dumnealui, spune, ziceam, zi și noapte am scos oi de sub zăpadă și erau încă vii unele, dar nu mi-am dat seama că mi-au înghețat degetele și mi-au degerat. După aceea, la un timp s-au negrit și au căzut, a fost ratat. Pentru mine nu a fost un simplu incident lucrul acesta, ci a fost o confruntare cu realitatea și adevărul dumnezeiesc legat de slujba aceasta de păstor sau de pastor uh, al sufletelor oamenilor. Uh, lucrul acesta a fost uh, așa de, de emoționant, așa de cu cutremurător, nu îmi puteam uh, stăpâni lacrimile de prețuire față de omul acesta, modest, dar ce suflet mare, ce om. mi a vorbit despre oi cum puteam să le las. Nu puteam să fac așa ceva și am tras, am tras cu mâinile până când în final i-a rămas o mână mâna stângă, bine, dar mâna dreaptă pierduse degetele. Cu memoria acestui om în suflet, aș dori să mergem împreună în studiul acesta al capitolului 10 al Evangheliei după Ion. Și principalul obiectiv nu se rezumă doar la păstor, la ideea de păstor, ci și la ideea de ascultător. Mai degrabă, cred că această Evanghelie se adresează ascultătorului, sau în egală măsură, cel puțin, decât se adresează pastorului sau nepastorului, așa cum o să citim noi imediat din Cuvântul lui Dumnezeu. Și prin adresarea aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu luptă să trezească mintea și conștiința noastră la înțelegerea și la responsabilitatea atât a predicării Evangheliei, cât și a ascultării Cuvântului lui Dumnezeu. Pavel îi spunea ucenicului său Timotei, ia seama la ascultare. Nu asculta fie ca un magnetofon care înregistrează tot fără niciun fel de discernământ, nu înghiți nemestecat, nedigerat, nejudecat cuvântul pe care îl auzi, această responsabilitatea noastră a celor care stăm în bancă și ascultăm cuvântul și ia seama ce fel de cuvânt oferia? seamă, seama, îi spune Apostolul Pavel. Pentru că, așa cum mereu mă sperie un bun prieten al meu, îmi spune Niculiță, ia seama că oamenii țin cont de cuvântul pe care îl spui. Și de fiecare dată lucrul acesta îmi trimite fiori în, în, în ființa mea rugându-mă lui Dumnezeu să mă păzească de vorbele mele și să-mi dea totdeauna cuvântul lui. Ceea ce, ce fac și cu această ocazie. Dar să mergem în versetul 12. Dar cel plătit care nu este păstor. Asta e nepăstor. Cel plătit. Cel plătit care nu este păstor. Versetul 11 ne vorbește despre adevăratul păstor. Eu sunt păstor, spune Isus. Eu nu am venit aici să fiu plătit ci eu însum să plătesc vina, păcatul nostru al tuturor. Nu am venit să fiu plătit. Lucrul acesta ne așează pe noi într-o postură de uh, ucenici care observăm și urmărim cu atenție nu doar performanța marelui păstor, ci motivația lui, și înțelegem că trebuie să fie o legătură foarte strânsă între ce se întâmpla în Sufletul lui și felul cum păstorește El astăzi sufletele noastre ale tuturor, El fiind Marele Păstor al oilor, așa cum îl numește Sfânta Scriptură. El fiind păstorul, nu unul dintre păstori, El este păstorul. Și în, din versetul 11 găsim definiția adevărată. Sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. După aceasta poate fi cunoscut. Eu sunt pastorul cel bun. La o sărbătoare și două oficialități gemeni identici. Și fără să-mi dau seama, discutam cu celălalt ca și cum aș fi vorbit cu celălalt. N-am observat. Soția m-a făcut atent vezi că... Și, oh, m-am oprit, dar zic tu cine ești? Și atunci dânsul zâmbind zice, eu sunt cel bun. A, zic, fratele tău este cel rău. Aici însă nu este vorba de asemănarea aceasta unor gemeni identici, ci este o prăpastie de netrecut între cel care este adevăratul păstor sau este păstor și cel care este nepăstor. Este o prăpastie de netrecut. Ea nu se vede cu ochiul liber când privim din exterior, pentru că lucrurile se desfășoară la nivelul sufletului, la nivelul uh, intimului templu al ființei umane, în sfânta sfintelor a conștiinței noastre cu Dumnezeu. Însă, în timp ce nu se vede și nu se poate vorbi, este chiar păcat să încercăm să judecăm cugetul cuiva, pentru că, în afară de Dumnezeu, nimeni nu știe cugetul. Însă, Mântuitorul ne-a spus: În timp ce nu putem judeca niciodată cugetul, putem judeca roadele. După roade, veți cunoaște dacă. În primul rând, dacă ești un păstor după voia lui Dumnezeu, și, doi, dacă asculți la un astfel de păstor sau la un alt fel de păstor. Păstor și nepăstor găsim aici. După ce în versetul 11 ne spune, păstorul cel bun își dă viața pentru oi, în versetul 12 ne spune cel plătit care nu este păstor, ale cărui oi nu sunt ale Lui, omul acela, când vede lupul venind, fuge. Acesta este semnul care distinge păstorul de nepăstor. Iubitii mei, să rămânem o clipă în preajma Marelui Păstor. El este punctul cel mai important al nostru. Despre nepăstori nu ar fi cazul să vorbim. Totdeauna ați observat ca principiu în distingerea asta, în procesul acesta de a deosebi uh, o valoare autentică de una falsă, oricât de asemănătoare ar fi. Totdeauna în procesul acesta noi trebuie să urmăm legea care prevede studiază marele original, adâncește-ți privirea în marele original, trăiește trăirea lui. Și dacă, sunt, dacă faci lucrul acesta, ușor vei distinge orice fel de falsificare, de contrafacere, de aparență și așa mai departe. Lucrul acesta este lege, astfel că să ne ațintim privirile la adevăratul păstor, și cunoscând și simțind și trăind sufletul adevăratului păstor ne va păzi pe de o parte de lup răpitori care vin îmbrăcați în haine de oi și nu îi cunoști pur și simplu. Pe de altă parte, ne va ajuta să nu pierdem privilegiul de a prețui cuvântul adevăratului păstor, fiindcă metoda de lucru și de luptă a diavolului cea mai eficientă pe care o folosește el este confuzia. Este ceața este crearea, crearea, unui climat în care un om să zică nu știu ce să mai cred, uitându-se ban într-o parte, ban în alta. Este adevărat, diavolul lucrează cu o imitație aproape perfectă. Ideile cum că el este șarpe, că e negru, că are coadă, că are copite, că este un duh rău, teribil, că miroasă, pute și așa mai departe, cum au descris alți oameni, că torturează, chinuie, face tot felul de lucruri, lucrurile acestea, în timp ce sunt adevărate, în același timp, nu trebuie asociate cu acest animal fioros, imaginar. Pentru că Biblia spune. Diavolul vine ca un înger de lumină. Sub aparența aceasta se prezintă el. Oamenii lui nu vin ca niște desfrânați, hoți, bețivi și așa mai departe, ci vin ca slujitori ai neprihănirii. Aceasta ne instruia Pavel prin epistola lui către Corinteni și ne spunea, băgați de seamă. Textul acesta răspunde avertizmentului pe care îl dăm Mântuitorul băgat de seamă. Colegul Edi Constantinescu ne învăța de, de mult, de ani, de zile. Când intri în biserică, nu lăsa creierul la garderobă, lasă numai paltonul. Nu lăsa simțământul tău de a-ți proteja sufletul. Nu face lucrul acesta. Ai nevoie de mintea ta, ai nevoie de judecata ta, ai nevoie de analiză, ai nevoie să fi treaz, ai nevoie să fii prezent acolo unde se prezintă cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că tot acolo, oriunde este semănat un bob de grâu, imediat este semănat și un bob de neghină. Am văzut acolo și poate ne vom ocupa într-o altă ocazie cu lucrul acesta. De aceea, în momentul în care intrăm în biserică, nu este cazul să lăsăm garda jos, ci este cazul să ridicăm nivelul de alertă, de a distinge între bine și rău, să-l ridicăm la cel mai înalt nivel, la cel mai înalt grad, aș spune. Tocmai aici și tocmai acolo, alunecarea aceasta și confundarea sau confuzia între, între păstorul cel bun și nepăstor este atât de alunecoasă situația aceasta încât Petru literalmente nu se sizează când a trecut de la unul la altul. Atât i s-a părut de corect gândul acesta, atât i s-a părut de justificat, de inspirat de Dumnezeu, încât a îndrăznit să-L mustre pe însuși Domnul și să-I dea un sfat. Deși Biblia spune că nu e cazul, dar noi dăm sfaturi lui Dumnezeu în rugăciune, cam ce să facă, pe unde să vină, îi dăm sfaturi cu privire la a doua venire, în ce fel să vină și când și în ce situații, dăm sfaturi istoriei, ce trebuie să fie pe pământ, cum va fi una, alta, toate le avem la degetul mic. I se părea atât de normal. Dar Mântuitorul nostru, a, a, care este Păstorul cel bun, și care nu a folosit altă cale de a atrage sufletele noastre la pocăință, în afară de bunătatea lui Dumnezeu, niciodată altceva, și la aceasta suntem chemați noi, aceasta, aceasta înseamnă un păstor bun. Bun, bunătate, cu bunătatea lui Dumnezeu care te îndeamnă la pocăință. Domnul care este bun l-a privit și i-a trezit conștiința și atenția asupra faptului că a trecut atât de ușor de, de pe neobservate de la păstorul cel bun la celălalt, la nepăstor. Iubiții mei, pentru că lucrurile stau așa, pentru că spune Sfânta Scriptură, slujitorii diavolului vin ca slujitori ai neprihănirii și pentru că un diavol să vină sub forma unui slujitor al neprihănirii, aceasta presupune o viață fără reproș. Nu, nu este nimic să se poată scrie, uite ce s-a întâmplat. În cazul ăsta nu e bun să joace rolul unui diavol. Când diavolul va alege pe cineva, trebuie să fie cineva cu un record la care să nu aibă nimeni de spus ceva. Orice altceva e un om păcătos ca mine, ca tine, ca noi toți. Dar să nu uităm un singur lucru, diavolul se prezintă ca înger de lumină și slujitorii lui se prezintă ca slujitori ai neprihănirii. Să nu uităm lucrul acesta. Dacă ar fi să fim lăsați doar în puterile noastre de a deosebi binele de rău sau uh, păstorul cel bun de nepăstor, dacă ar fi să fim lăsați în puterile noastre, nimeni n-ar scăpa. Pentru că imitația este atât de lucrată, încât este aproape imposibil de distins. Am văzut aceasta în mai multe instanțe, dar aș menționa întreagă două dintre ele. Haman, acest demon deghizat într-un guvernator, într-un prim-ministru al Imperiului, el, omul acesta apare fără niciun fel de reproș. Până acolo, încât pur și simplu orb. Nu vede, nu înțelege, nu pricepe nimic din ce se întâmplă. Ce trebuie să se facă omului pe care îl onorează împăratul? Să-i dea calul împăratului, să-i dea hai. El era acela care abia aștepta să, să vadă sfârșitul împăratului și să încerce să ia. El nu vede absolut nimic până în ultima clipă nu vede nimic. Imitația este perfectă. Până în ultima clipă nu vede nimic. În ospăț, împăratul îi spune, bine, am servit masa, că de asta ne-ai chemat, ai ceva, sigur că da. Care este cererea ta? Ce să facem pentru tine? Împărate, nu-mi trebuie nimic, dar scapă în viața. Scapă, scapă în viața, te rog! Împăratul rămâne încremenit. Cine ar îndrăzni aici? Cine. Uite aici omul care e lângă noi. Nu se poate așa ceva. A fost pur și simplu un șoc de neimaginat pentru marele împărat să-și dea seama că a fost rât dus cu preșul atât de ușor încât nici n-a observat când s-a întâmplat lucrul acesta. Că a fost atât de orbit încât n-a văzut niciodată cine era cu adevărat omul de lângă el. Lucrul acesta se poate întâmpla în biserică, se poate întâmpla în cele duhovnicești, în învățături, se poate întâmpla în practici, în diverse instituții, situații. Nu tot ce se coboară din Israel este Israel. Nu toată lumea care poartă un ecuson de păstor într-un domeniu sau altul este păstor. Există pastor autentic, pastor chemat de Dumnezeu, cum o să învățăm, trimis de Dumnezeu, însoțit de Dumnezeu, este acest lucru. Dar în același timp să nu uităm că tot acolo, prin prilejul prin somnul alegătorilor sau al lucrătorilor, au a dormit și a votat dormind, acolo a ajuns neghina în ogor și tot la fel aici. Al doilea exemplu asupra care aș dori să mă refer este cel al lui Iuda. Atât de bine, atât de, de apropiată a fost imitația de realitate, păstorul cel, bun, cel rău, nepăstorul, atât de mult a jucat rolul păstorului bun, încât apostoli, ucenicii Mântuitorului nostru nu disting nimic, 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 absolut nimic. Bine, vine momentul în care Mântuitorul vorbește pe față. de ce nu ne-ai spus, Doamne, că dacă ne spuneai așa ceva? Păi hai că vă spun acum, uite, unul dintre voi mă va vinde. Doamne, cine poate fi mai... Mai degrabă, ei au spus, nu cumva sunt eu, mai degrabă cred că aș fi eu decât să mă gândesc că, nu, Iuda, Iuda este apogeul teologiei, al inteligenței, al înțelepciunii, este un, nu există reproș la adresa acestui om. Cuvintele lui și felul în care interpretează el ceea ce zice Mântuitorul, nu? intervențiile lui, într-o situație sau alta, sunt de așa natură încât au determinat ucenicii lui Isus să închidă ochii și să adoarmă, în timp ce neghina era semănată în sufletele lor și ei nu știau. Pe baza lui s-au luat la ceartă de multe ori, el arunca o vorbă acolo între ei, după care se făcea că e străin de situație și venea tot el să rezolve situația. Acesta era el. Lua orice cuvânt al Mântuitorului nostru și, asemenea lui Elima Vrăjitorul, îl, îl sucea, îl altera cuvântul lui Dumnezeu. Nu îl se împotrivea acestui cuvânt, nu? Dar îl lua și îl, îl sucea în așa fel încât el însemna chiar opusul față de ceea ce a spus Mântuitorul, și avea putere de neimaginat asupra minților ucenicilor. În majoritatea situațiilor și intervențiilor lui, când era clară că era, era o tensiune între ceea ce spunea Mântuitorul și ceea ce uh, uh, sucea el căile lui Dumnezeu, strâmba el căile lui Dumnezeu, uh, această contrafacere teribilă a fost în multe situații, respectată mult mai mult decât marele original, marele păstor. Și aceștia nu sunt oameni de rând, aceștia sunt apostolii în călătoria lor spirituală de creștere în lucrarea lui Dumnezeu. Și noi suntem în această călătorie. Până acolo, încât Iisus spune, unul dintre voi, mai, mai, repede mă gândesc la mine decât la el și deodată, când n-a rămas decât el, toți au zis, nu cumva sunt eu, nu cumva nu cumva sunt eu, nu, nu, niciunul dintre ei nu este uh, confirmat de Isus, da, tu ești, până la urmă, dezgolit în fața tuturor și treabă și el, uh, nu cumva sunt eu, întorule, În momentul acela, uh, Iisus Isus îi spune direct, da, tu ești, tu ești acela. Mie, acesta e un adevăr cum nu se poate declara ajute când mintea este orbită de Dumnezeu veacului acestuia? La ce să ți ajute când tu ai prejudecăți în mintea ta cu privire la un om sau la altul? Tu deja ai hotărât din start. Dacă tu i-ai pus în cheta aceasta că e păstor bun sau că e bun, e bine ce face, din momentul când în cheta aceasta, din clipa aceea, indiferent ce ar face omul acesta, cât rău ar face pe fața pământului, vede răul lumea de pe stradă, dar nu se vede de către cei care ar fi trebuit să vadă. Răul nu este văzut. Au fost biserici mari, încredințate unor astfel de păstori. Au fost făcute pulbere. Avem aici mai multe cazuri în statele Unite. Unul dintre ele este de un dramatism de neimaginat. Nu vede nimeni, nu înțelege nimeni, nu pricepe nimeni ce se întâmplă. Până și egiptenii au priceput la un moment dat și au zis, nu vezi că piere Egiptul? Adică, domnul faraon, hai să ne oprim un pic și să, să gândim, nu vezi că piere țara? Ucenicii erau atât de orbiți, mintea le era atât de orbită în prezența luminii se întâmpla lucrul ăsta, adevăratei lumini, încât ei nu rețin, nu procesează, nu judecă, nu înțeleg implicațiile răspunse, Îi tu ești nu cumva sunt eu, tu ești. Nu am înțeles nimic. În momentul în care el iese afară și merge la preoți să aranjeze vânzarea, să vândă ce n-aveam, în momentul acesta, ucenicii sunt atât de orbiți încât ei cred că el merge după cumpărături. Nu pot să fac această conexie între vânzarea, unul dintre voi mă va vinde între vânzarea aceasta și vânzătorul acesta, nu pot să fac această conexie între vânzător și vânzare. Eu, eu, nu cumva sunt eu, tu ești. Ce ați înțeles din asta, frați, dragi, iubită adunare, ce s-a înțeles din așa ceva? Nimic a căror minte a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia. Având în vedere că suntem într-un astfel de climat și că trăim într-o lume în care a dispărut și dispare tot mai mult distinția între ceea ce este adevărat și ceea ce este fals, dintre ceea ce este bun și ceea ce este rău. Având în vedere că trăim într-o lume de cumplită confuzie, lăsăm la o parte climatul politic sau economic din lume sau cultural, social, să ne rezumăm și să ne gândim la climatul din biserică la atitudinea noastră, fie că stăm în spatele unui ambon, fie că stăm într-o bancă. Într-adevăr, sunt multe lucruri la care privind în urmă, trăim un simțământ de revoltă. Dar revolta nu se îndreaptă împotriva nepăstorului sau a celui fals sau prefăcut. Revolta se îndreaptă împotriva propriului suflet, așa cum scrie în Cartea Proverbelor. Cum am putut să fiu atât de nebun? Cum am putut să fiu atât de orb? Cum de n-am văzut lucrul acesta? Cineva leagă lucrurile cap la cap, ai tu n-ai văzut ce s-a... Oh, da, exact. Cum de n-am văzut? A căror minte a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia. Având în vedere lucrul acesta, sunt uh, uh, mijloace pregătite de Dumnezeu prin care... El ne va păzi sufletele. Biblia spune, El va păzi gândurile și inimile în Hristos, Iisus. Dar atunci cum de n-am de, de putut să văd diferența între păstorul cel bun și cum de n-am văzut lucrul acesta? E adevărat că Dumnezeu a pregătit toate aceste lucruri pentru noi, e adevărat că ne atrage atenția, ai observat lucrul ăsta? ai văzut lucrul acesta sau celălalt, ai văzut diferența, dar darul și harul acesta, în timp ce este oferit tuturor, el nu ajunge decât la acela care caută cu adevărat sfatul Domnului, lumina lui Dumnezeu, călăuzirea lui Dumnezeu. Glasul lui Dumnezeu spune: Iată, drumul mergi pe el. Dar nu orice ureche el va auzi. Pentru că despre o clasă de oameni, spune Biblia, au urechi, dar nu aud. Păi noi nu vezi ce să. Au ochii, dar nu văd. De ce? Au hotărât să nu audă. Au hotărât să nu vadă. Iubiții mei, e mult prea mult în joc. Dacă la un moment dat ar fi în joc o valoare oarecare, să zicem că unul aduce pizza acasă și s-a împiedicat și i-a căzut cutia și s-a adus. Nicio problemă, amestecat-o cu noroiul sau cu țărâna. se duce înapoi și cumpără alta. Dar când este vorba de sufletul tău, lucrul acesta nu poate fi tratat ca o pizza. Uh, cuvântul acesta al lui Dumnezeu nu poate fi tratat ca fiind un, un moment de educație sau de distracție, nici atât. Sunt lucruri de viață și de moarte. Având în vedere aceasta, trebuie să cerem de la Dumnezeu cu stăruință, Doamne, dăm darul acesta al deosebirii între păstorul cel bun și nepăstor, cel din tâi lucru. Ajută-mă să văd deosebirea. Trebuie să mărturisim lui Dumnezeu totala noastră neputință. N-aș putea să fac lucrul acesta. David zice, este o stâncă prea înaltă ca să ajung. Nu pot. Uh, Diavolul va elimina orice fel de posibilitate de suspiciune. Deci nu rămâne nimic care să trezească atenția cuiva. Trebuie să fie totul lucrat într-o liniște, într-o cădere, în, în irresponsabilitate de așa natură. Încât diavolul să-și poată face lucrarea și omul să nu simtă și să nu știe. Este în America de Sud un liliac vampir numit vampir, Bă, bea sânge. Asta, asta înseamnă vampir. Dacă cineva a doarme sau a doarme peste noapte undeva în junglă sau undeva și acest liliac are posibilitatea să vină, el va veni atât de ușor cu zborul ca al buvniței. Buvnița nu face zgomot când zboară. Porumbelul face un zgomot, de... buvnița nu face zgomot când zboară. Foarte ușor. El cu acest fel de zbor vine, stă în plutire deasupra omului și îi ia pulsul inimii îi ascultă bătăile ritmul inimii și imită cu aripile lui acest ritm în timp ce înfige ciocul în aorta lui și absorbe sângele și a doua zi găsit mort omul acesta, omorât de lilieci vampir. În timp ce acest lucru se întâmplă în junglă, se întâmplă și în lumea anumită civilizată sau în creștinătatea anumită dezvoltată sau avansată, Pro, care a progresat în trecerea timpului. Se întâmplă că Dumnezeu este același ieri, azi și în veac, iar diavolul a rămas și va fi pentru totdeauna. De aceea, Mântuitorul nostru spuneam. păstor, aici e diferența, veți cunoaște după acest lucru. Viața pentru o. Păstorul Plata lui uneori nu este neapărat legată de bani. Am văzut despre un, unul dintre informatori. Uh, el a vândut sângele oamenilor, dar n-a vrut să primească niciodată plată, salariu sau ceva din aceasta care se dădea de desum, ceva. N-a vrut așa ceva. Plata lui era alta. Nu neapărat se rezumă la bani. Și plata poate să însemne orice altceva, dar el vine acolo pentru această plată. Aceasta este plata lui. De aceea Mântuitorul spune, adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Aceasta, aceasta a fost plata. Cum rămâne însă cu victimele? Cum rămâne cu cel care a fost trăpuns de vampir și i-a fost absorbit sângele? Mântuitorul nostru arată că neatenția noastră, dormitul nostru nu sunt nevinovate, nu sunt fără urmări. Când lucrătorii ogorului au văzut neghina ca a crescut, um, și-au dat seama că s-a întâmplat ceva. Și primul suspect, cine credeți că era însuși domnul? Păi, doamne, după câte te știu, tu n-ai semănat sămânță bună, dar este clar că apare altceva aici, nu cumva... E primul suspectat a fost el. Mântuitorul spune: Nu. Un vrăjmaș a făcut lucruri. Oh, nici n-am știut că este vreun vrăjmaș aici. Am venit la biserică total dezarmat. Am crezut că vrăjmaș a rămas pe stradă, au rămas în, în închisori, în, în diverse locuri, nici cum să fie aici în biserică. Nu, oriunde este semănat greul lui Dumnezeu, împreună cu el. Crește neghina. Oriunde există pastor după voia lui Dumnezeu și după planul lui Dumnezeu, chemat de Dumnezeu, trimis de Dumnezeu, însoțit de Dumnezeu, există și uh, imitația aceasta perfectă a nepastorului uh, care este plătit. Și atunci, când au auzit lucrul acesta, un vrăjmaș a făcut lucrul acesta, probabil cei mai mulți dintre lucrătorii aceia, nu au fost conștienți de existența acestui vrăjmaș. Întreba o doamnă pe medicul veterinar, zicea, am un, a spus dânsa, am un pet sau animal de companie sau de, un, un șarpe în casă, un șarpe mare și l-am luat de când era mic, a crescut, a crescut un șarpe boa, nu, nu știu ce tip a fost. A crescut foarte mare acum. Și în ultimul timp, am observat ceva extrem de ciudat. Ce se întâmplă doamna, a zis doctor? Vine ca de obicei urcă în pat lângă mine și se lungește de-a lungul corpului meu. Și atunci doctorul veterinar i-a spus să zice: fiți foarte atentă vă măsoară ca să știe când vă poate înghiți. În momentul când va fi la măsura necesară cu o așa pradă, va trece la acțiune. De asta vă măsoară, ca să știe. Nici nu m-am gândit că stau cu moartea în casă. Păi uitați alte cazuri care s-au petrecut. Astfel că în momentul în care Iisus spune ucenicilor uh, un vrăjmaș a făcut lucrul acesta, ei se trezesc la conștiința că acolo nu este numai păstorul cel bun, nu este numai semănătorul de iubire, în această lume. Tot acolo se găsește vrăjmașul lui Dumnezeu, vrăjmașul păstorului cel bun, vrăjmașul marelui semănător. Și uh, lucrarea aceasta a fost făcută, spune Iisus, pe fundalul adormirii voastre, pe fundalul nevegherii voastre, pe fundalul neatenției, dezarmării voastre, pe fundalul neprotecției. Voi nu v-ați de nimic. Ca și când diavolul ar fi mort sau ar fi absent, sau cum au și spus unii, nu, nu există de fel. Uh, nici nu cred că poate aplauda diavolul uh, una din operele lui mai serios decât aceasta prin care e declarat inexistent, deși urmele îi se văd peste tot și în vieți de oameni. Iubiții mei, când mântuitorul spune pe când dormeau, Lucrătorii. Nu se referă la odihna, dulce este somnul lucrătorului, nu se referă la odihna aceasta, ci se referă la veghiere. Vegheați și rugați-vă pentru că potrivnicul vostru, diavolul, nepăstorul, dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită. Anumiți oameni vinovați de păcate cumplite aici în Statele Unite au primit interdicție de a se mai apropia de grupuri de tineri sau de copii sau de uh, întâlniri publice. Au restricție pentru lucrul acesta. Diavolul nu are această restricție, dar niciodată el nu ar fi putut veni acolo și semăna neghină decât atunci când a fost atras de nevegherea lor. Pe nevegherea lor s-a întâmplat acest lucru. Omul este atras, spune Iacov, de ceea ce este ispitit. Și venirea vrăjmașului acestuia și semănarea neghinei este un răspuns la starea de neveghere a poporului lui Dumnezeu. Ieri plângea o doamnă, mi-a spus plângând, mi zice când a adresat a doua întrebare, a fost un lucru care a tulburat toată lumea, Oamenii au deschis ochii. Domne, stai puțin. Discutăm cu marele păstor al oilor sau discutăm cu altceva, cu o imitație. Când a deschis această doamnă gura a doua oară, a amenințat-o imediat că va fi dat afară sau că va fi chemată poliția. Well, cuvântul lui Dumnezeu spune că păstorul cel bun, în afară de faptul că oile sunt ale lui, el își dă viața pentru voi, el, nu ia viața. Aș putea să chem... 12 legiuni de îngeri, dar Fiul Omului n-a venit să piardă sufletele oamenilor. N-a venit să piardă sufletul tău și al meu. Atunci când El ne este prezentat nou, într-un fel sau altul, la judecată, la, uh, uh, la nivel de conștiință, la nivel de poveri grele puse pe oameni de vinovăție, când El ne, el ne este prezentat în felul acesta, uh, nu avem de-a face cu adevăratul Păstor. Voi puneți poveri grele asupra oamenilor, dar voi nu le atingeți nici cu un deget. Adevăratul păstor, spune Mântuitorul nostru în versetul 11, își dă viața pentru oi. Și Pavel, ca un păstor umil, micuțul pastor, pe lângă marele păstor, îl spune de aceea, voi cheltui și mă voi cheltui bucuros pentru înaintarea voastră pentru slujba voastră. El, pentru că sunt oile lui. Celălalt, cel plătit, fuge, nu-i pasă de oi, pentru că nu sunt ale lui. Dumnezeu ne va da harul de a distinge. Ne va da înțelepciunea aceasta care vine de sus. Nu ne va lăsa la voința întunericului, din potrivă. El care a spus să fie lumină, ne va lumina mințile și sufletele ca să putem distinge între marele original, marele păstor al oilor și acela care este plătit într-un fel sau altul, care ale cărui oi nu sunt ale lui și el este acolo până când merge și până când este profit, până apare o situație, după care scrie Biblia, fuge cel plătit fuge pentru că este plătit. Lui îi pasă de plată, nu-i pasă de oi. Și lui nu-i pasă de oi. Spune Sfânta Scriptură, eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Adesea suntem confruntați cu această fundamentală, cu temelia credinței noastre, care nu este altceva decât cunoașterea glasului, distingerea acestui glas dintre mii de glasuri. Eu cunosc oile mele, ele mă cunosc pe mine, așa cum cunosc eu pe tatăl și tatăl mă cunoaște pe mine. Nu pentru faptul că în cei care sunt, care din ar fi vreo inteligență sau vreo înțelepciune deosebită, ci pentru faptul că el însuși se descoperă, el însuși se face cunoscut, numai lor? Nu, no. tuturor. Dar când Ștefan a spus, văd cerul deschis și pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta Tatălui, unii oameni și-au pus degetele în urechi. Nu e interesat dacă e adevărat sau neadevărat și a pus degetele în urechi. Pe când noi suntem chemați astăzi, cine are urechi de auzit să audă. Aceasta e rugăciunea noastră, Tată iubit, să ne dai urechii de auzit și să ne ajut să auzim și să distingem bine glasul păstorului de al nepăstorului. Fă să urmăm întotdeauna pașii tăi, Doamne, să călcăm pe urma pasului tău și învață-ne căile tale, Tatăl nostru, prin iluminarea minții și a sufletului nostru. Ne închinăm și îți mulțumim prin Domnul nostru Isus Hristos. Amin.